Sara, nu există locuitor din localitatea mureșeană Cavni care să nu aibă lencăr. Sună ciudat, așa? Da. Este, de fapt, un fel de sanie cu volan, brevetată de minerii din zonă. Să se dea cu lencărele pe munte, acum când e zăpadă peste tot, e principala metodă de relaxare în zonă. Atât de populară este această distracție, încât oamenii organizează o întrecere specială în fiecare iarnă. 3, 2, 1, start! De metri au avut la dispoziție să-și testeze îndemânarea înmânuirea lencărului. Pe lângă pricepere, îți trebuie și o mașinărie bună, așa că Petre s-a pregătit mult timp pentru acest concurs. Absolut tot e făcut din fier, un volan de mașină. Diferența între sanii și lencări este că să-l manevrezi stânga-dreapta, nu mai pui bocanci jos ca să n-ai călcâie ca și când eram copii. Deci un avantaj destul de bun. Alături de Petre s-a înscris în concurs și sora sa. Este obișnuită ca în fiecare an să urce pe podium, însă recunoaște că de data aceasta competiția e mai strânsă ca oricând. Eu vreau să câștig, să iau locul, bineînțeles, da? Cred că nu o să pot, pentru că el are un lencăr mai bun, din moment ce are tălpile de fier și tot de fier. Păi bine, contează lencărul mai mult sau experiența? Contează mai mult lencărul. Iar cine nu a avut un lencăr bun a trebuit să coboare de pe el în viraje și să împingă. Cel mai tânăr participant are 5 ani și s-a înscris în competiție cu tatăl său. Nu se sperie de concurență. Anul trecut a luat locul 1. Îți place să mergi cu săniuța? Și astăzi vrei să câștigi? Da. Lencherele sunt unice în România și au fost brevetate de doi meșteri maramureșeni din Cavnic. În competiție s-au înscris peste 60 de persoane. Mai repede!